În momentul de față sunt 10 și din astea 10 probabil că o să rămânem să avem vreo 6. Adică nu se pune problema să desfințezi STB-ul, termoenergetica, trusul de clădiri care face niște lucrări, energetica care face tot așa lucrări pe... Probabil că și compania de parcări? Sau... Compania de parcări mai e o discuție, numai că... au fost așa de multe lucruri de făcut că cele care erau cât de cât echilibrate am păstrat funcționarea serviciului. Dar totuși ați făcut o anumită reformă în sistemul de parcare din București, remarcat de mulți cetățeni. Spuneți-mi, este eficientă această reformă? Câți bani vin la primărie din... Nu este ca să luăm bani, ci pentru ca să convingem oamenii să se urce în transportul public. Adică, în zona centrală avem... Păi totuși costă 5 lei pe oră. Sunt multe mași. Da, cam 1,5 milioane de lei pe lună primește primăria, în condițiile în care dăm peste 100 de milioane pe subvenție de transport public. Deci nu e o afacere să gestionezi orașul. Dar toată zona centrală și zona de nord, care sunt cele mai circulate, au împreună cam 80-90 de mii de locuri de parcare, care până acum au fost gratuite toate. Și noi am reușit să inserăm pe teren peste 20.000 și zonele în care am inserat se vede că găsești loc de parcare și că e mai fluent și vrem să ajungem la acele 80-90.000, proiectate avem 35.000. Deci mergem cu o oarecare viteză ca să civilizăm zona centrală și, la, cum am spus, să... îndemnăm oamenii să folosească transportul public. Oana, dar electoratul dumneavoastră n-a fost prea mulțumit. Am văzut foarte multe titluri. Oamenii lui Firea încă pe poziții. Știți despre aceste titluri din presă. Vis-a-vis de companiile. Vis-a-vis de cele companiile, dumneavoastră spuneați că s-a cam încheiat. Adică 15 companii, nu mai urmează și altele. Mergeți în continuare cu cele care au rămas sau vă gândiți să le restructurați? Și procesul continuă, numai că astea erau, pentru astea 15 erau urgent, da. Bun. Și am o întrebare și... Și aici, ca să vă răspund, mulți știți că am venit în campanie cu Caracatița și așa. Cu Caracatița, exact. Ce face Caracatița? Cam 80% au plecat din oameni. Asta este o știre. 80% din Caracatița a plecat? Da. Este o știre importantă. Pentru că erau mai multe în companii decât în administrație. În administrație sunt unii care și-au câștigat postul. Înțeleg că avem și Caracatița și pe dumneavoastră și pe Caracatița. Deci Caracatița, dacă tăiem, să tăiem, mai rămâne 20%. Trebuie să vorbim și despre puzuri și scandalul ăsta cu primăria, dar înainte de asta și de alegeri, bineînțeles că ne pregătim de alegeri, deja oamenii politici se pregătesc, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb dacă m-am uitat cum e gestionat Parisul și cum este administrat, dacă tot e mic cu Paris Bucureștiul. Și vreau să vă întreb dacă vi se pare organizarea asta pe sectoare și împărțirea banilor, pentru că am citit că la dumneavoastră, la Primăria Capitalei, care vă ocupați de infrastructură și de problemele mari, vine o sumă de bani, să ne spuneți dumneavoastră cât, și o sumă mult mai mare se împarte la celelalte sectoare. Am văzut că la Paris toți banii rămân la primarul Parisului, ceilalți au atribuții, dar fără buget. Cum ar fi mai bine de împărțit, de organizat Bucureștiul și cu Ilfovul? Pentru că deja acum știm foarte bine că s-a dezvoltat foarte mult în suburbii. Da. În primul rând, ca situație, ca să fim preciși. Bucureștiul, înainte de inflație, avea un buget total de 10 miliarde de lei, acum, după inflație, are 12 miliarde de lei. Din aceste 12 miliarde, Primăria Capitalei ia 5, sectoarele iau 7. Din cele 5, 3 sunt pentru subvenții. Deci raportul real este 2-7. Dar atribuțiile sunt total disproporționate. Uh-huh. Adică noi avem toată infrastructura, de exemplu, cablurile de troleibuz, tramvaiul, liniile de tramvai, toate astea sunt la noi. Noi avem spitalele, avem teatrele. Școale, școli, avem probleme și cu teatrele. Da. Teatrele sunt la noi. Avem iluminatul public, avem semaforizare. Și toate proporția astea... asta nu se poate schimba, domnule primar? Între... Se poate schimba prin voință politică, ceea ce am cerut, dar n-am avut succes. M-am întâlnit cu mai mulți primari europeni care au vizitat Bucureștiul, că eu n-am ieșit din București în mandatul ăsta. Acum n-ați făcut niște călătorii să vă înfrățiți cu una singură, am fost să văd tramvaiele la Arad înainte să vină. Și nicăieri în Europa nu există există arondismente, departamente, nu știu ce, dar bugetul e unul singur și
există un singur consiliu municipal sau cum se numește, general sau așa, care alocă împărțirea pe... Vă dați seama, domnule Nicușor Dan, dacă Piedone s-ar fi întâlnit cu primarul din Viena sau de unde, cred că afla toată planeta. E foarte important să spuneți ce părere au avut oamenii ăștia și ce se întâmplă. Înainte de, nu știu, avem publicitate, deci trebuie să luăm publicitate și după aceea avem multe alte întrebări. Publicitate.